Viața bună, dragilor! Ghici pe ce suntem noi astăzi? Da, ați ghicit bine, după cum vedeți în bord. Suntem pe bătrânul Iveco Australis. Astăzi, adică astăzi, în videoclipul ăsta o să vedeți cam cum merge Iveco. Am făcut schimb cu unchiul meu. 4 ore jumate conduc eu pe ăsta. Nu vedeți prea mult aici înăuntru. Bine, asta nu-i camionul lui, după cum v-am zis, a lui la service. Și asta e al colegul nostru care a plecat acasă. Când se mai luminează un pic afară, poate mai fac un video ca să vedeți cam cum arată. Oricum nu-mi place cum îl întreține colegul ăla nostru, că troncă-ne cam tot pe aici pinuntru și da, știți și voi, nu-i frumos să troncă-ne toate plasticurile din camion. Îmi place cum merge, atâta că eu nu-s prea obișnuit cu el. Parcă mai mult îmi place manul meu. Oricum că de curând s-ar putea să iau și eu unul dintre Iveco-urile astea și da, trebuie să mă obișnuiesc un pic cu el. Eu vă las. Când se mai luminează, dacă am timp, mai fac un videoclip. Dacă nu, ne revedem pe man. Vă salut cu respect. Ciao. Vă salut din nou. După ce am condus o oră, vreau înapoi pe manul meu. Nu-mi place deloc cum merge. Nu știu, poate așa toate sau numai camionul ăsta, dar e nasul rău de tot, față de man e praf. Bineînțeles că trage mai bine, dar ca și confort nu se compară. Pic să-i depășesc pe ăștia. Deci cum spuneam, nu-mi place cum merge, ori l-au pus în cap băiatul ăsta pe care lucră pe el, ori nu știu, dar vezi și voi, are și ăsta are erori în bord. Aici, prin cabină, mai făcut unchiul meu cu rada. Mai are de lucru. Oricum, el nu mai stă numai săptămâna asta și gata. Pe săptămâna viitoare sper să-i fie gata camionul lui. Eu am fost cu camionul lui, să zic așa, 10-20 de kilometri, dar
Ăla mergea mai lin, mai... nu știu. Mă pic. Da, era să... să scap telefonul, pui mei. Da, l-am și scăpat, nu... nu se pune, am vrut să-i răspund la stație că nu-l aud, nu știu, stația mea are... are un defect ceva. Trebuie să-i schimb microfonul. Și... nu pot, cu o mână să și filmez, să și răspund, să și conduc. N-am... n-am suportul la telefon aici, am eu prins pe... pe camionul meu. Deci, cum vă spuneam, camionul lui merge super bine față de ăsta. Dacă cumva o să se... să se schimbe, să ia ăla camionul lung meu și eu să rămân pe ăsta, cred că nici nu mai stau. Pentru că... îmi ajunge, zic eu, cât am stat pe man, adică cât o să mai stau încă, că nu, nu-s plecat de pe el. Ca să, să vin pe altul și mai rău. Așa mai bine rămân pe man și asta este. S-o obișnui cu el, așa mai departe. Scaunul ăsta e praf. Deja mă doare spatele de la el și am numai 100 de kilometri condus, nici atâta. Ba, da, 100, cam așa. Și nu... asta e limita la 8-6. Asta parcă și trage un pic dreapta, dacă nu... dacă nu ți-e bine de volan. Asta e microfonul de la stație. Așa să... telefonul să vedeți așa mai, mai de sus. Cred că dacă aș prinde așa telefonul la mine la, la man, cred că ar fi cea mai bună poziție. După părerea mea. Eu vă las aici, dragilor, să nu cumva să fie poliție, să mă vadă cu telefonul în mână și să mai ai și alte probleme. Eu vă salut cu respect, ne revedem din man. Asta nu-mi place. Și vorbim mai multe de acolo. Numai bine. Ciao.